De la Flavia, acum, neața. Bună dimineața tuturor! În sudul și sud-estul țării ne vom bucura de soare, în timp ce în restul teritoriului vremea va rămâne instabilă. Cerul va avea norări și va ploua. Cantitățile de apă vor fi însemnate, vor fi tunete, fulgere și intensificări ale vântului în timpul ploilor. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi acoperit de nori. După cum ne anunță meteorologii, va ploua atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă se va încadra între 20 și 21 de grade. Vremea va fi instabilă, în special în a doua parte a zilei și în Crișana, unde sunt așteptate precipitații, iar temperatura maximă se va încadra între 23 și 24 de grade. Se pare că vom avea nevoie de umbrele și astăzi în Banat, atât astăzi de fapt cât și în weekend. Sunt așteptate precipitații, atât în Reșița cât și în Timișoara, slabe cantitativ, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 22 și 24 de grade. În Oltenia, după cum vedem, în comparație cu ce se întâmpla ieri, astăzi ne vom bucura de soare, șansele să plouă vor fi din fericire reduse, iar temperatura maximă va ajunge până la 25 de grade. Avem în centrul teritoriului țării o vreme instabilă, în special seara și în timpul nopții, când va ploua. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar temperatura maximă se va încadra între 19 și 24 de grade. În Moldova, după cum vedem, ploi, în special în nordul teritoriului, va ploua în Suceava, în Botoșani, dar și în Piatra Neamț. În centru și în sud, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 20 și 27 de grade. Intensificarea ale vântului astăzi în Dobrogea, dar șansele să plouă, după cum spuneam mai devreme, vor fi reduse. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 24 și 26 de grade. Dimineți răcoroase în Muntenia, dar astăzi vremea va fi destul de frumoasă. În weekend, după cum anunța meteorologii, va ploua atât sâmbătă cât și duminică. Temperatura maximă se va încadra între 24 și 28 de grade. În capitală de dimineață se înregistrau 15 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 28 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În weekend, în schimb, atât sâmbătă cât și duminică, cerul se va înnora și va ploua. Temperatura maximă va ajunge până la 22 de grade mâine și până la 24 de grade duminică. Cam atât despre vreme, să aveți un final de săptămână excelent!